la Hero Twins, un nou vlog azi. Vlogul ăsta de muști. De ce? Sunt răcit. De și mult... mama și Alexiu sunt foarte răciți. Nu știu. Uite, ce s-a sunt de mult așteptat din Dominicană, din Republica Dominicană, o săptămână cu prietenii. E un vlog foarte lung. Scuzați. Mai departe. E un vlog foarte lung, care sper că o să vă placă. Și de la începutul vacanței până la sfârșit, numai nebunii, distracție și... și multă fericire. Așa. 3, 2, 1 și... Bună seara, oameni frumoși! Este vineri, noiembrie 17, o zi înainte de a pleca în vacanță. Am terminat munca mai târziu azi, dar este ora 8 ceasul și am zis ca familia Ido să plecăm la un restaurant înainte, că mâine plecăm la 12 dimineața, adică 12 prânzul spre aeroport. Mama Ido, ți-e foame? Mi-e sete! Ți-e sete? Mi-e sete! Au mâncat! Ok, vrei să te ajut? Vrei să-mi țin limba? Da. Așa, mama, nice. Să metrie pantalonii cu racheta. Nu mai mi-au geantă. Ești frumoasă. Hai. Ești frumoasă. Cu cine semeni? Cu tata. Cu tati? Cu tati. Ți-e foame? Alex. Urăsc tricoul ăla, schimbă tricoul. De ce? Nu-mi place ăla cu... Nu-mi place. Du-te, schimbă-ți. Nu-mi place. Asta înseamnă că ne ascultă de femeie, vezi? Totdeauna ascultă. E adevărat? Foarte adevărat. Să știi că dacă femeia, uite, îmi cumpără mie ceva, eu n-o să fiu supărat. Bine, nici nu se supără de mine. Urma, se mai supără, că a zis că nu-i intre. Ei, dacă îmi cumpără și spune și îi place, eu la fel ca tata Ido, m-aș ajunge și m-aș schimba. Hai să mergem! Tata Ido s-a îmbrăcat după cum a avut mama Ido. Dar e întuneric, e foarte întuneric. Păi da, plecăm, închidem luminile, că plecăm. Ok, God said, let there be light. And what happened? Let there be light. Mergem? Fali, haide odată. Finally, haideți! Nu, eu mă duc în mașină că nu mai aștept, scuzați-mă, eu nu mai aștept, haideți. Hai. O seară frumoasă cu niște lumini de la oameni, uite și ăștia și-au pus luminile. Și noi le-am pus, au dat foarte multă lume, uite aici. Până le dăm drumul. Și ăștia, și ăștia. Ok, mă bag în mașină și ne vrem la restaurant. Poftă mare, Ido, înainte de plecare am venit și am luat vodka cranberry cu familia, ne-am distrat, o locație foarte frumoasă, multe televizoare, cu hockey și de toate. Eu cu tata Ido ne mai ciondărim, mama Ido a început să râdă și să înceapă piesa Să cânte prințesa. Am comandat niște aripioare de pui cu cartofi prăjici și cartofi dulci și a fost mâncare superbă. Ea pregătită de vacanță? Super pregătită! Zâna mea! Dar eu acolo am ținut să facem un TikTok, de asta am lăsat alea. Să facem TikTok. Și trebuie să terminăm și pe ce plecăm. Uite, apă e aici, în spate! Zânul tău merge la WC-ul. Vine, de la WC-ul, hai! Mi-am luat o lipie aici de la Tim Hortons. Suntem pe drum la aeroport, oameni frumoși. N-am mâncat nimic dimineață, n-am mâncat nimic. Prietenii noștri sunt în cealaltă mașină. Cei trei băieți. Care o să vine și ei. Tata Ido, cum îți place burgerul? Sau nu-i burger? Ăsta. Ce ți-ai luat? Bagel belt? Da, cu ou, cu bacon și cu sausage. Uite, fain. Aveți apă în spate. La mine s-a lipit lipia puțin. Deci e cu carne și cu tot felul de bunătăți vegetale, sau. Ne vedem la aeroport, să fiți sănătoși și ne întâlnim cu prietenii. Vali, a venit mașinuța. A venit mașinuța. Băieții, cred că sunt și ei pe drum la aeroport. O să ne vedem cu ei. Bună, mami. Bună. Zile, mami. Zile, mami. Zile, mami. Hai, zile, mami. Am lăsat aia înăuntru. Ce? Nu, nu chitanța. Unde e chitanța? Care chitanța? On the board. Ok. I-am dat-o la copii. Mamile Ido, în mașină. Bună dimineața, viața mea. Te aștept la o cafea.
Tătăidă, ce faci? Ce faci, Tătăidă? Mă duc să fac baie. Tăie, am schimbat baggage oamenii. Gata, au luat joburile la oameni, s-au dus Valea, papa. Așa o să fac cu toată lumea. Iau jobul la toți. Ține puțin mai 21 de chiar, vezi? Ține asta. Unde-s băieții? Băieții ne așteaptă undeva acolo. Dimineața, bună prânz, prânzii mi-au fost puțin sunt stresat, știi? Că tata și-a uitat să închidă... N-am blocat o valiză și crede că... Și eu cred că ia chiloței aia cu ață în fund de pe plajă. Și ce da? Îți vezi să ne bani. Pe bune, eu cu Vali călătorim singur, eu nu mă stresăm, eu nu mă stresesc deloc. N-am de ce, adică dacă ai boarding pass-ul, dacă te-ai făcut valiza și dacă nu ești stresat, n-ai cum să fii. Dar câteodată cu familia știi cum e. Și da, a fost o aventură, băieții unde s-au dus noi acum. Deci eu când călătoresc cu Alex, am fost și singur am fost, în Istanbul și unde am fost. Eu nu mă stresez, dar cu ei, Doamne, n-ai. Bună, părinților, ce faceți aici? Bună, Valentin, uite, bem! Uite aici, noroc, sănătate! Ne facem încălzirea! Și nu mi-a fost, dar e bună asta, Belgian Moon! Să fac o poză acolo în ramă, Vali! Unde? E cam... Sper că apa nu cea să fie mai limpede ca berea asta! Și eu sper! Uite, prietenii acolo și Alex cu prietenii noștri, toți trei, așa, și suntem toți cinci, hai să faci tu un vlog ăsta, vrei? Plus voi doi, suntem șapte, hai ține! Foarte bună berea asta, foarte bună. Place. Uite, dacă vrei, puteți să mergem acolo, da, să facem poză cu Toronto Pearson. Nu vrei să faci o poză cu Moș Crăciun? Dacă nu faci, o să-mi aducă ceva frumos de Crăciun, știi? Dar nu știu ce să-mi iau, că nu vreau nimic. Ah, uite-l și pe... Ce faceți? Am uite... de vorbă cu băieții. Voi să-i pune și pe ei în vlog? Păi trebuie să-i întrebi întâi. Păi o să întrebăm și dacă e... Uite, ia mi-a făcut. Țuica face pe deștea pe TikTok. Opa, doi pași la dreapta. Opa, doi pași la dreapta. Faca știi, o lăsat, rău e să fii beat. Doamne ferește, nu mai fost beat de când era mic. Eu am mai fost numai trecut de acela. De aseară. Vali cu băieții. Eu am venit să beau cu părinții Ido. Toți acolo, deci o să le distrăm, sper. Suntem aici la avion, noi suntem primii. Adică eu sunt primul, am venit cu un prieten, cu alt prieten și mai e și Alex cu încă un prieten care o să vină și părinții Ido. Suntem 5 prieteni din copilărie și părinții de 7, că au pus să vină și ei. Mie trebuia să mergă la alt hotel, dar au fost soldat și am venit cu noi. În fine, ei își fac vacanța lor și noi ne facem vacanța noastră, Ido. 2-1 pentru România. România cu Israel. Ne uităm. Gata, acum pierdem internetul și nu o să mai văd. Acum un minut, gata, să termine imediat. 2 minute 80, sper să țină rezultatul. Sper să câștige. Ne-am uitat la România cu Israel și mai are internet acum. Gata, am ne ajută. Gata. Hai să bem ceva. Dar nu bem în vacanță, ok? Mami. Lasă că... Gata, zboară mult. Vă plătesc eu. 4 ore, cam mult. Uite, Valentin doarme. O să pată azi noapte. Dar și mie, și mie somn. Mâncă-te. Acolo deja, dăm și noi puțin. Deci, noroc, sănătate numai bine. Am luat și niște nachos să mâncăm împreună. O să o păzim cu toții, dar... Și părinții dau la cola. Coc. Să vă distrați. Să fiți sănătoși. Am trecut, dar ați văzut ce am trecut prin așa ceva? Nu. Deci a fost...
Cred că era cel mai rău în viața mea. Băiatul ăla, cum este? A fost, de ce? A fost turbulențe pe furtună combinată cu goluri de aer. Cred că o dată a căzut 50 de metri. Dar avionul așa s-a mișcat la un moment dat. Eu chiar credeam că se întâmplă ceva. Mi-a frică. Și mi-a frică. A fost frică în acel avion în viața mea, sincer. Dacă ar vă mai idă. Și plouă. Câte grade sunt? 30. 30, 27, 30 de grade? Unde-i Vali? Hai să vedem. Ah, băieții doi. Sup, fuckers? Dominicana, Costinel. Hello. How you doing? For me, it was the worst. We haven't had the worst ones. Acum vorbim de cum ne-a zguduit avionul. Prima dată în viața noastră de când ne-a zguduit așa de mult în 22 de ani. Ne vedem când înaintăm și este deja 9:30 seara. Bun venit, Idon! Bun venit, lume bună! We are in Dominican, Jake's favorite. Dominicana, trebuie să așteptăm să luăm. I saw everything that followed. Unde-s părinții, Ido? Well, that was quick. Look at that. Third one, right? Yes, yes. Yeah, with the Spanish flag. Ce mai trebuie? Unde te uiți? Mă uit să văd balizele. Mai e încă una? Da. Uite că au venit toate. Au venit, gata. It's done. Bienvenido. Îți iau eu asta, hai merge. Bun venit. Aeroportul ăsta mereu este unul dintre cel mai frumoase. Da, e exotic, e exotic. Aici am fost în 2021. Avem pe YouTube. În aceeași perioadă cred că am fost, tot în noiembrie. Acum 2 ani. Și în 2022 ianuarie a fost. Acum 2 ani. Da. După 3 luni. Suntem autobusul 76. Autobusul 76. Au început să pune de Crăciun aici, frumos, frumos, pentru că vine iarna la voi. La ei nu vine iarna, că nu e zăpadă, dar totuși e de Crăciun. Bine, Crăciunul se poate și fără zăpadă, și cei care n-au zăpadă. Alex, ce faci? Am spus că au Wi-Fi și am pus să-mi pun un pic Wi-Fi aici. În lumea asta aici. Feliz 2024. Wendy's. Yeah, where? Wendy's. Yeah, right there, Wendy's, see? Junts, Ido, asta este cum arată lobby-ul. Am ajuns. Problema este că plouă. E foarte nice. Cred că celelalte, ăsta e cel mai high-end din toate astea 4-5 care sunt aici, pentru că e nou, renovat de o lună jumate. Se cheamă Rio Palace Macao. O să vedem cum este mâine, să vedem cum este. Acum plouă cam povești. Nu mâncasem nimica de 5-6 ore și vreau să plecăm la un sport bar care e deschis 24 ore 7. Deci de la Tim Hortons n-am mâncat nimic. Nu, e foame. Băieții se pregătesc de camere. Ne alegem camerele acum cu toții. Cum facem mereu check-in-ul când intrăm la resort. Stai să vedem ce este aici. Am auzit că e nebunie. Este un resort de tineret unde se este party resort. Riu resort, cele mai mișto. Vegetație foarte mare, umiditate peste 30 de grade. Deci hai să vedem cum este, oameni frumoși. Acum mergem spre cameră. Da, iala, nu contează, hai. Am luat pixul la femeie. Și ce? Poate să ia alt pix. Bar Cubano, acolo e un bar. Aici au sweets. Oh, they have a sweets? Oh, yeah, and coffee. I'm excited. Ce să facem? Guys, the pool's open 24/7. I didn't know he could do that. They always close, so... You know, let's fucking do it. Am ajuns și am intrat în cameruța noastră. Eu cu Vali împărțim una, prietenii cei trei într-una și părinții doi într-una. Deci, bună Alex, bună seara. Uite aici pătuțurile, frumos.
Așa. Plouă afară. Minunat. Paturile sunt destul de micuțe, dar aici ne place că au alcool să bei când vrei. Te faci, Vali? Bine, bine. Deja am filmat asta. Nice, bro. Bathroom, oglindă frumoasă, o mușchi. This is very perfection. Did you see the car's balcony? Mișto. Da, am văzut și la părinți, am văzut. E frumos, da. Bună dimineața, în prima zi aici ne-am luat niște ceva de mâncare să mâncăm la bufet. All you can eat, să vă arăt puțin cum este mâncarea aici. Așa, începem cu ouăle. Mai multe tipuri de ouă. Niște orezuri cu cartofuri, cu cărniță de aici. Vegetale. Mai multe ouă. Tot felul de ouă au aici. Revenim la mezelurile zilei. Prima masă pentru ziua de azi. O să ne îngrășăm puțin. Pancakes cu hash brown, ouă, fasole, orez, poftă mare la băieți, Vali. Și băieții aici au răsit și în cinci. Ne întâlnim pe plajă. Prima zi, oameni frumoși, la plajă. Este o plajă impecabilă, cu niște nisip foarte alb. Și te duci foarte sus până ajungi aici la apă. Valurile mereu ne-am dorit să fie valuri. Sunt niște valuri incredibile. Apa este super caldă. Hai să ne băgăm, oameni frumoși, în apă! Prietenii noștri, uite, e urt telefonul și e foarte greu pentru mine să controlez aici. Hai în apă! Să ne distrăm și la la. You gotta say hi. Oh, look at the beach. There's no water. There's no Which water? Which fucking means... Yeah, there's no big water. Big fucking wave's gonna come. Oh, big waves. Big fucking... Oh, yeah. We gotta say hi. Vine tsunami. Vine tsunami? Vine tsunami. Doamne ferește. Frumoasă plaja, frumoasă, frumoasă, frumoasă. Vine valul. Mamă, vine valul, vine valul. I got it. Hold on, we're waiting, Așteptăm! Alex! Alex! I saved! Oh! Oh, fuck! Doamne, a filmat, aveți grijă, aveți grijă! Mamă, my phone is soaked, Oh God, my ass is out. Maido, bravo Maido. Tata Ido și el se distrează. Bravo. Oh, nu pare Ido. Poate aici cu mine. Boom. Boom, boom, boom. I don't have to take advantage now. Asta este Riu Palas Punta Cana. Un resort aproape de noi și noi avem acces la el. Adică avem acesta 3-4 resorturi lângă noi, tot riu aceeași.
Riu, doar că dormim la, la celălalt. Deci noi avem aici 5 resorturi în toată stațiunea asta, știi? Și avem acces la toate. Ăsta a fost sold out, l-am pus să luăm, dar e mai ieftin decât ce avem noi. A fost pe locul 1 la noi când ne-am uitat la resorturi. Da. Ăsta l-am pus. Băieții au zis, nu știu, nu-mi pasă. Dar... Asta e Rio Palace Punta Cana și noi avem Rio Palace Macau. Jake's gonna play us some piano now, right? For the audience? Yes. Jake, play some piano right there. La asta care am fost se cheamă Rio Palace Punta Cana, care l-ați văzut. După aceea vine Rio Bambu de copii și de adulți. După aceea vine Rio Palace Macau, care l-avem noi, și Rio Palace Bavaro, pe locul 4. Mai e și Rio Naiboa, care este mai micut și departe de plajă. Din ce v-am povestit, Rio Palace Macau este cel mai elegant și totul este foarte aproape. Și după aceea vine Rio Palace Punta Cana pe locul 2. Bambu, dacă vreți, mergi cu copii, acolo este o oportunitate foarte bună. Și aveți acolo Rio Party pe locul 10, unde sunt toate 3 party-uri, sau 4, scuze, Jungle Party, White Party, Pink Party și Neon Party. Dacă nu mă înșel, cred că Rio Palace Macau are acces la toate 4 sau 5 resorturi, dar celelalte au doar voie la Select Resort. Poate numai la resortul lor sau poate încă unul extra. Deci Rio Palace Macau are acces la toate. Revenim la barul care este în, aici la începutul hotelului, în lobby, Daiquiri Bar. Añejo, Barcelo, Añejo, Rom, Vodka, Scotch, da? Uita, are Barcelo, Añejo, Barcelo, Añejo, poate are tequila Don Julio. Să întrebăm. Întreabă tequila Don Julio. Tu ce vrei să bei? Eu aici am băut un vodka cranberry. Sunt asta tu mare, scrie să mă mai țin gândi cu sărat. Un micu vodka. Vreau să-l iau și un... Ei nu știu română. Abar n-au, sunt canata. Dar mergem în curte 5 prieteni și vrem să mergem la discoteca să ne distrăm. Dar scotch. Scotch? Grand Philly. Am aici. Dar nu mai iau dat. No, Jake, we'll do this one. We'll do this one. We'll do it. Okay. Because we still need. Oh. Okay, but can I give it to you? Okay, sure, fine. Yeah, I'll give you that tipo. Yeah, so I'll give you the money now and you can... He's doing it. Oh, the cool one. Yeah, I'm bunny. It's like, take the money. She's cute. Whatever. Just, we're done. We're almost done. Mom puts in Narok. Cheers, Zach. You know what? Whatever. Just cheers. We're here to have a good time. Cheers. I want this vlog to be the best vlog ever. Okay, Jake, you hear that? This is a lot of cash. I'm gonna go big, really. Why is this? Tequila. Asta este a doua masă, este ora 2:25 și este în Rio Palace Resort de lângă noi. Vrem să mâncăm ceva. Băieții... Sushi! Oh, I want sushi. Oh, Sanders, watch out! Alex, uite aici ce bine arată asta. Chiar acum l-a adus. Totul arată foarte bine aici, Ido. Bună! Avem niște carne. Tot felul de carne care poți să mănânci. Am adus și alt sushi aici să avem mai mult. O foarte mare selecție aici. Tot felul. Mâncare chinezească au... Vezi că asta e tocăniță de miel. Găsă, tocăniță de miel. Lumea nu știe. Da. Une acolo, nu, acolo. Da. Tocăniță de miel. O să ne luăm și noi. Au ciorbă. Au ciorbă de fructe de mare. Au. Ok, o să-mi iau. Hai, asta e tocăniță de miel. Lemn stew. Tocăniță de miel? Yeah. Bună seara, Ido! În această seară este prima seară cu Ido Twins. Deci o să ne schimbăm în 3. Eu m-am schimbat deja, Alex. Păi ești în pantaloni. Deci 3, 2, 1 și suntem la prietenii noștri în cameră, dar e ok. Am ajuns
hai să plecăm, Ido, hai să mergem să mâncăm niște steakhouse. Să mâncăm steakhouse, nu? La steakhouse, deci ne vedem cu toții la lobby, unde o să bem o tequila sau un rom, ceva sau un delicios. Mama Juana, sau o berică, sau vedem noi ce este. Am ajuns la steakhouse. Jake's favorite. Steakhouse. Mama Ido, tu ce ți iei la steakhouse? O salată cu steak. Steak? Da. Nu lobster? Are, nu, ba da. Are. Are turf and soup, ia. Yeah. Turf and soup, nu? Da, da, da. Și tata Ido, dumneata tu e? Dumnea mea? Da. Nu mai întreba, că știi ce-i place. Turf and soup, nu? Eu îmi iau omletă. Omletă. De ce nu? Oulețe! Așa. Și eu, Alexido, eu ce să-mi iau? Eu o să-mi iau și eu, probabil că lobster și un steak făcut... Și măcar oulețe pentru tine, că s-au terminat. Făcut medium rare, așa cum trebuie mâncat. Aici este 27 de grade, foarte frumos, prima seară aici în Dominicana. Cu toți prietenii. În această seară la steak o să mâncăm crab cakes. Jake got the salad. I got crab salad. I got the one the crab lives in. Yes, yeah, exactly. Crab cakes, salad, crab cakes. Chain one. I got crab cakes. Unchaka. You gotta give them more excitement. Alex, Unchaka, try it. It's a little hard to eat, to be honest. I got a monkey. Let me, Cala mama acasă? My boy. Bună seara, oameni frumoși! Aici a venit mâncarea. Avem aici cartofi cu un pic de lobster. Mama Ido. La fel. Lobster arată foarte bun. Lobster. Bine, bine. Lobster acolo lui Bali. Sorry everyone, Monkey Land wasn't in the budget. Monkey Land was not in the budget, nope. Next vlog, Monkey Land's coming in. Lobsterul foarte, foarte delicios. Niște ribsuri, am luat cartofii de la ribs. Bon appetit, bitches! Pentru felul 2, am luat încă o porție de ribeye medium rare. Mamă, ce bine arată! Vali, ce-ai luat acolo? Beef filet, okay? Run. That's him making a run for it? Wow. Is that the parents? That's them making a run for it. Lovely. Yep. Și aici avem The Pacea Disco, care au acces toate 4 sau 5 resorturi, cu DJ Panda, îl chema. Muzica putea să fie puțin mai bună, era foarte multă muzică dominicană și nu puneau din toată lumea, de asta ne-a cam deranjat, dar am încercat să facem cât mai mult din ea. Vă pup! Masa al doilea, Vali. Acum suntem la resortul nostru, ieri am fost la celălalt, dar au foarte bunătăți. Uite aici au barbecue, wings-uri de barbecue. Wings, aripioare de barbecue. Uite, arată foarte bine, sincer. Au și vegetale, salate, mezeluri și, normal, fructe, pentru că a spus cineva, fructele n-ar trebui să te doboare niciodată. Deci, cam așa. Poftă mare. Mușchiu. Ce? Poate și mușchiu. Unde-i mușchiu? Mamă, ce mușchiu. M-a făcut mai mare. Alge de mare. Se bagă și un pic de alge, da. Punem alge. Pune alge, Vali. Alge de mare. Bravo, Vali. Asta arată foarte bun. Ia una din aia. Sau și asta, uitați. Da, aia e deja stată mult. Asta e nouă. Ia și mie un slice. Mi-a spus să mâncăm colorat mega. Uite aici, pasta, steak, aripioare, alge de mare, sushi, crochetă cu brânză, de tot.
Vali, poftă bună, zici că suntem aceiași, uite, arma aceiași. Și mi-am luat aici ceva, nu știu, poftă bună. Ăștia din spate au spus că suntem aceiași și la mâncare și la tot. La tot, la tot. Și la iubite? Și la iubite. Și la iubite. Enjoy your food. Pula. Pula. Vali, se se pula. Pula? Can you believe, that means bună, no? It says bună. Bună, yeah. See, teaching him the good stuff. And no one likes Jake because that's just how it is. Wow. Hola, chica. People watch this? Drinking the wine, sipping the wine. So, Sanchez, are you ready for the party? No. Is the party ready for me? No, it's not, sadly. Primul party se cheamă Jungle Party. Jungle Party, yes. Neon Party, White Party, ce acela? There's three. And pink. Pink one's Saturday. We're not gonna catch that. No, we are. Yeah? We missed. Am ieșit afară din resort și acum mergem la ăsta, cum se cheamă? Primul Jungle Party. Jungle. Uite, noi avem cățeluși pe noi. Uite, cățeluși. Chihuahuas. Chihuahuas. Am o întrebare dacă o să fie Wi-Fi acolo, dacă e să facem ceva pentru TikTok. Vedem noi. Dar abia aștept să vedem, o să fie foam, o să fie băutură. Am băut în cameră, mai avem aici puțin de bere, adică suc de... După prima zi, astea a doua zi, eu zic că ne-am bronzat puțin câte... Da, și eu mă simt puțin bronzat. Da, e frumos. Prietenii noștri de 16 ani, 15 ani, ne-am ținut aproape și din clasa 6, da. Dar am devenit prieten bun din clasa 6 și ne-am menținut și la liceu. Și la facultate. Și la facultate. N-am făcut aceeași facultate, dar ne-am... Nu, dar am făcut... Nu, toți am făcut inginerie. Aproape toți. Dar ne-am ținut aproape. Mulți grupuri de prieteni s-au despărțit. Multe grupuri. Ne-am plăcut, adică am fost uniți foarte mult la început și acum, la 25 de ani, sunt toți împreună din 98, toți. Da, e ceva frumos, ai așa un grup de prieteni care știu că poți să ai încredere. Mulți, avem 5 și suntem, adică 5 suntem toți împreună. Avem mai mulți, nu sunt toți pe tripul ăsta, dar... Astea 5 sunt, adică 3 în față, sunt prieteni și cei mai buni. Unii din cei mai buni, da. Mama Ido, știi unde mergi? Da, dar tu conduci tot? Unii tata Ido? E singura femeie. La veciu. Well, that's great. Vine autobuzul, copii, Rio Party. Sunt mai multe hoteluri aici, cred că vreo 6-7. Câteva trebuie să conduci cu basul, știi, deci... acum noi mergem pe jos, că suntem chiar aproape, dar alții trebuie să meargă cu basul și basul ăla. Voinicul tata Ido, hai tata Ido, haide, că începe petrecerea! Vamos! Noroc, sănătate, satul mare, sighețul mamației, râmnicul sărat, râmnicul bălcea, vă pupăm, ne auzim înăuntru. Jungle Party, Rio Party, Jungle Party, hai să mergem! Oh, ok! Să înceapă piesa, să cânte prințesa, când am intrat o mulțime de lume, băieți, fete, dansau, beau, ne dădeau shoturi prin gură, a fost incredibil. Atmosfera și distracția, mai ales că puteți să intri în apă și cele din dimineață și cele din seară. Uite aici, shot, boom, bravo. Hai acum să înceapă cu melodia! După Jungle Party am vorbit toții despre evenimentele care s-au petrecut acolo, foarte funny, după un pic de alcool și shoturi, am vorbit câteva prostii. Dar asta este, să ne începem seara 2. Bună seara, Ido! Outfit-ul de seara 2, Alex e la fel, filmează. Și suntem la restaurantul italian, italiano. Aici. Aici sunt aperitivele, foarte bune, avem supă de roșii aici, curtoane, supă de roșii. Mai bine vorbesc engleză, că am băut puțin azi, știi? Okay. Aici, o, astea sunt foarte bune, am mers cu tot. Ok, whatever.
și niște pasta. Delicios. Ce e asta? Cured pork loin. Did you have some? Yeah, that smells good. Yeah. Yo, okay? Love, I did. Mussels. Mussels, like a scotch. Let me get inside. Get inside, yeah. Get inside. Ce fel de brânză e asta? Nu știu, abar n-am. Dar nu scrie? Vrești tu? Nu, că bine, ok. Da, asta vrești tu. Aici am luat niște lamb, adică miel. Miel. Sunt de la restaurantul italian, foarte, foarte delicios. Este borracho. Este borracho, eu sì, un po' borracho, però non sei mucho. E ha mucha comida, e ha mucha alcohol, per me. JK è borracho? No. Thank you. I think that's you, Sanchez. Thank you. Oh. This is the ravioli that we're all gonna share. Yeah. Aquí. Gracias. Gracias. It looks amazing. That looks so good. Yeah. There's this. There's that. They took my knife. Are you using your knife? I probably just take it from the table behind right there. Dad just took it from mom. I have it. Don't be suspicious. Don't be suspicious. Don't be suspicious. Don't be suspicious. Buna. Și Castaminam este tiramisu and the only one who got something different was limoncello right here. This looks amazing. I hope he loves it. I'm built different. Yeah, you are. You better be. Vali tiramisu. I'm trying to take a photo of my tiramisu. Tiramisu? Wait, there's a tiramisu. Oh, I almost dropped it. I'm going to put it down. Okay, put it down. Tiramisu for you're Jake. Fucked up, eh? Oh. I know, we have Jake, more I hope you enjoy I it. I'm putting it. Sanchez, tiramisu. Tomaido. Tiramisu. Tiramisu, tata Ido? Da, dar n-am linguriță. Asta este, mănânci cu mâna. O să mănânc cu limba. Și la fel. Și la fel. Trezirea este noiembrie 21, noaptea, ziua 3 aici cu Ido. Vali este cu dragica în pat, numai că nu se vede ea pentru că nu avem voie să filmăm fetele. Nu știu dacă vrea să fie filmată. Vali, nu mai atinge așa, te o frumos, scoală-te și tu. Ce băiat e. Las, te las, te las. Pupă bine. Oh! Păi ce soare este azi. Uite, pe că m-am trezit. Oh, clar, ce soare e. My God. Sper că sunt bine. Trebuie să pun puțin de apă azi, pentru prima zi din astea 2-3 zile este soare ca lumea, în loc să fie nenorat, știi? Din păcate, cu cala 3 fiecare seară și acum este greu dimineața te scoli. Zi de dimineață frumoasă. Aș vrea în fiecare zi să fie așa. În fiecare zi. Hello, hello. De ce ești mă nesimțit? Azi e prima zi când este cald. Soare. Când nu este norat deloc. Hai să arătăm și noi puțin cum este lobby-ul. Asta cum am venit acum. Să-l arătăm după ce că asta este cum asta e cum am venit acum 2 zile, că ei au fost la lobby cu noi când am venit. Și aici ușurel. Deci cred eu că azi o să mă loc de loc. Hello. Și aici este piscina. O din asta foarte mare, elegantă. Și mergem să întâlnim pe băieți la masă, Vali. Bă, dimineața, oameni frumoși, ziua 3 aici. În piscină, foarte aproape de noi. Nu pot să filmez pentru că a fost muzică și a să spun acum, dar uite aici, coralul se cheamă piscina lângă în Rio Palace Macao. Azi, cum am zis, asta a fost prima zi cu soare, primele 2 zile a fost onorat și azi e soare total, soare plin. Haideți, oameni frumoși, aici au venit prietenii cu niște berică și cu un Caribbean Orange, cu portocale, so let's go. Hai să dăm noroc, oameni frumoși. Cheers, o bere merge bine, răcoritoare, în o zi așa de caldă.
Aici am ajuns la Riu Bambu, hotelul care v-am spus al doilea din poză, care este de obicei și cu copii. Noi la Riu Palace Macau este cu adulți, dar la Bambu este ai voie și copii. Dacă vrei mai multă activitate, probabil că aici este un pic mai multă gălăgie. Dacă vrei mai elegant, la Riu Palace Macau. Și da, cum a zis Vali, aici am văzut fetițe mai multe, dar na, asta este. Noi ne-am dus înapoi la nostru. A intrat Vali în competiție de dans, unde trebuie să mergi la un cap la altul să dansezi ceva și să faci 3 mișcări care dorești tu. Când ajungi acolo, toată lumea a început să țipe aici, uite așa, bravo, go Vali, go Vali, go Vali. Și acum fluiră, gata el rândul. Bravo, Vali! Hai în mâini, Vali! Oh-oh! Wow! Amigo, aquí no hay seguro ni para nosotros, ¿eh? Aplauză toți! Aplauză pentru Vali, toți din piscina! Bravo, Vali! Bună seara, Ido! Suntem acum la restaurantul japonez. Restaurantul japonez. Nu v-am arătat outfit-ul. Suntem aici, pantaloni negri, bluză galbenă, cămașă galbenă. Niște aperitive aici, dumplings. Stăm la masă. În a treia seară am început la japonez cu un pic de sushi. Los hombres, sushi. Aici avem tartar. Am început seara cu shrimp și pește. Părinții doi au început cu un fel de steak tăiat medium rare, niște paste japoneze și pentru desert niște buline cu ciocolată cremoasă înăuntru și cu vanilie. Și asta a fost cu înghețată de caise și un tortuleț de morcov, parcă. Poftă bună! Azi este a patra zi și sunt niște valuri foarte mari azi. A treia zi? A patra zi. Mamă, ce mari sunt! Wow! Wow! În această seară facem white party. White party, Sensei, are you ready? White party. Party's not ready for me. Oh, that's the thing. White party. Hai să vedem cum este. Intrăm acum toată lumea. Oh! White party a fost de la 7:30 la 11:30 seara. Cu băieții aici toată lumea a fost în alb, cum vedeți. Și piscina la 8:20 după ore nu a fost plină. Noi, de fapt, am început să mergem în ea primii și am adus toată lumea cu noi. Să înceapă distracția, cum a fost și celălalt, hai cu muzică frumoasă și un party extraordinar.
dimineața cu muzica în piscina aici. Îi spun lui Vali, boom, boom, ziua 5. S-a campilit Vali azi noapte la White Party și de asta prietenul lui acum face mișto de el, s-a pilit. Si! Și am întâlnit niște români azi noapte la White Party care ne știau de pe Ida Twins, oameni ca lumea, și m-am petrecut un timp frumos cu ei, am băut niște shoturi și ne-am distrat cum ați văzut în videoclip. Este noaptea 5. Fifth night, Ido, și mergem spre lobby acum, oameni frumoși. Vă pupam. Cum se vede? Bine. O, și fata are undeva un butonaj. Și aceea de la țară și de la oraș. Butonajul de iubire merită apăsat. Și la fata din oraș și la aceea din sat. Boom! Ce voi sunt! Aici, seara 5, am venit la bufet, pentru că n-am mâncat la bufet încă. Foarte, și foarte bun. Pentru cei care vă place foarte mult ciocolată și vanilie, ca și mie, da, uite, am pus aici niște grăsime. S-a îngrășat, dacă asta este, ok, uite aici. Vanilie! Vai de mine și de mine! Vai de mine și de mine! Vai, uite, ciocolată, uite pe asta. Ok, ce mai am? Thanks, wow, 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 wow. Bunătăți după bunătăți după bunătăți. Taste asta. Niște salată înghețată. Bunătăți. Și wow, 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 wow. Bună ziua, Ido! Este a șasea zi acum. Mâine seară plecăm. Este foarte cald. O să mai pânzesc și eu puțin, că de ce nu? Haideți să vedem puțin aici. Ce faci la Ido? Ei! Hey. Uite, m-a dus o mimoza la... La doamna? La doamna Roxy. Ce e, doamne? Da. Oh, am voie și eu să am. De ce ești puturos? Tu deși cere mimoza cu... Nu. Mimoza cu... Ce zici? Ce nu-i bună? Mai bună altă dată. Ia. E la fel. Ce frumos e aici. Nu vreau să plec mâine. Eu zic că 10 zile sunt cel mai bine aici. 10 zile. Da, 10. Ultimul party care l-am prins a fost Pink Party, cam aceeași chestie, numai că toată lumea era dressed în pink. Erau, uite, mama Ida aici, erau fetele care jucau în pink, cu short-uri, cu de toate, cu muzică, de la 3 la 7 ziua a fost asta. Două sunt dimineața, două sunt seara, mai era neon, sâmbătă, dar nu l-am prins că am plecat. Și aceeași atmosferă, hai să vedeți aici cu multă muzică și distracție din nou. Am venit aici iar la japonez. Acum aici un steak foarte bun. Niște orez. E bun. Tempura și... E ultima seară. Stăm aici cu părinții Ido, noi patru. Suntem triști că plecăm mâine. Mâine plecăm. Asta e, ce da, se face. Foarte fain. Dar mai venim, nu? Mai venim și eu vreau să vin. A fost super. Deci am avut 3 party-uri. Am fost la plajă, la piscină, am explorat foarte multe chestii, mi-a plăcut foarte mult. A fost frumos. Poftă mare! Pupi dom! E de la mine. Vă pup! Mă cheamă tata.
papi. Chulo. So. Azi este ultima zi. Mai avem până la 7 seara. Și bună tata Ido, ia îmi dai-te o frumos o carte ca să verifică. Nu știu care mai e. Dă-și poker? Da, așa. Ce face mama Ido? E supărată că pe cale de întoarcere și a fost 7 zile de frumusețe, de băutură, de party-uri. Aici avem niște breadsticks. Ce sunt niște breadsticks? Oh, ce bueno. Yeah, boy. Everything is 15 years old. Wow. Și aici am luat Pizza Hut, o să vină 10 minute. Wendy's, Taco Bell. Sure. Have any pizza? Foarte bună. Oh, we have Pizza Hut at home. I know, but you're eating Pizza Hut in Dominican. You gotta try to taste the difference. Are you hungry? Eat some food. Tata Ido, ce faci? Cum te simți? Foarte, foarte bine. O să fiu și mai bine când ajung acasă în păticul meu. A fost bine și la Macao, dar și a căsit că e bine. Așa. Mama Ido, ce ai cumpărat aici? Normal că te vrea să cumpăr ceva. Niște rom să ne aducem aminte de vacanță. Niște rom? Da. Barcelona Imperial. Dacă nu luăm rom, nu ne aducem aminte. Așteptăm pizza să o filmăm. Ați luat pizza? Una mare, mare, mare. E bună pizza aici, mai e bună. Este obosit. O să dorm ca o păpușe. O să dorm. Dorm. Bună seara, oameni frumoși. Am ajuns, este 5 dimineața. 5 dimineața. Am dormit așa culcați pe avion pentru că erau locul liber. Și acum 5 scrie, nu se vede, dar e 5. Și am adus foame. Un pic foame, că mi-e foame puțin, ca să terminăm vacanța asta. A&W am luat. A&W, da. Niște chicken. Să vedem. Așa lui mama. Chicken burger, nice. Am așa luat. Așa luat, așa luat ou. Mașala. Ou cu, ok? Și poftă mare, mama Ido, valic ce bronzat ești și tata Ido e bronzat. Bronzat. Și când te pânzezi, face ochii să arate mai, like, pop out more. Mai albaștri, nu? Mai albaștri. Mama Ido, te așteaptă bunul. Abia aștept să mă duc să-mi pun. Ce să mă duc la salon pentru să bronz? Deja, asta este. De bun. Nu să mergi la salon după o săptămână de vacanță. Hai, nu mergi. Hai, nu. Mulțumim că v-ați uitat. Că v-ați ce? Că v-a plăcut. 3, 3, 2, 1, 5. Mulțumim că v-ați uitat și pe care v-ați făcut. Ok, 2 times a charm. 3, 2, 1 și mulțumim că v-ați uitat și sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, dați un like, un share, subscribe la Ido, Liniuță, Twitch, pe TikTok, pe YouTube și pe Instagram. Dați aici, follow la Ido Twins, toate rețelele de socializare. Mă să vine Crăciunul, mă și Nicolae. Stați cu noi că o să vină ceva foarte frumos. Vă pup și ne revedem la un... Scrieți în comentarii ce vreți să mai vedeți la Ido Twins. Și ne revedem la un nou vlog. O să vină vlogul de Moș Nicolae când facem cookies de Crăciun și foarte, foarte multe chestii. Ok. Vă pup, cum spune de obicei? Ido Twins in sau Ido Twins out. Deja a fost Ido Twins in atunci. Ido Twins out.